După primele 6 luni din cel de-al 3-lea mandat de deputat, Gigel Știrbuș a prezentat în conferința de presă activitatea parlamentară, una dintre inițiativele legislative care în acest moment este dată spre promulgare președintelui Klaus Iohannis, vizează cetățenii din Slatina și din localitățile limitrofe. Legea prevede ca cei care au locuit cel puțin 30 de ani în acest areal să se poată pensiona cu 2 ani mai devreme. Consemnatar la acest proiect a fost senatorul Paul Stănescu. Este o lege, de fapt, care era în vigoare. De această prevedere legală beneficiau locuitorii din 4 localități, respectiv Târgu Mureș, Baia Mare, Copșa Mică și Zlatna, iar la aceste 4 localități s-au adăugat încă 3 localități, respectiv Slatina, Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea. Au existat 2 amendamente la inițiativa semnată de mine și de către domnul Stănescu, prin care au fost introduse și celelalte 2 orașe de care v-am amintit. Nu este o prevedere prin care se statuează pensionarea anticipată. Nu. Se scade vârsta de pensionare. Dacă această inițiativă este deja pe ultima sută de metri spre a deveni lege, Gigel Știrbu mai are încă 2 propuneri pe care speră să le dea în viitor spre promulgare. Una dintre ele vizează tinerii cu rezultate deosebite în domenii precum cercetare, educație, cultură și sport. Legea mecenatului, căci despre ea este vorba, va crea posibilitatea înființării de burse pentru susținerea excelenței. Orice persoană, juridică sau fizică, are posibilitatea să se transforme într-un mecena, într-un finanțator pentru un tânăr de mare perspectivă, un tânăr care are rezultate deosebite în domeniul de activitate în care își desfășoară activitatea. 10% din impozitul pe care eu îl datorez statului, trimestru de trimestru, lună de lună, an de an, am dreptul, conform acestei legi, să-l transform într-o bursă pe care să o ofer acestui tânăr. Iar acest tânăr este obligat ca în fiecare an să facă un raport de activitate și să spună aceluia care îi este mecena câte concursuri a câștigat, câte turnee a câștigat, ce invenție a mai făcut, unde s-a mai dus și câte medalii a obținut și la ce olimpiade. Cea de-a 2-a propunere la care Știrbu speră să-i aibă alături pe toți cei 44 de parlamentari ai Olteniei face referire la autostrada Craiova-Pitești. Prin acest demers, deputatul vrea să pună presiune pe Guvernul României pentru demararea acțiunilor de construire a acestui obiectiv, despre care au vorbit de-a lungul vremii numai puțin de 5 guverne încă din anul 2007. Guvernul României în 2007 s-a angajat printr-un memorandum semnat cu partenerul strategic, respectiv firma Ford, să facă această investiție. Suntem la 10 ani de când s-a semnat acest memorandum și nu s-a pus o pietricică la această investiție. În situația în care această inițiativă legislativă va trece de Parlament, guvernul este obligat ca în maximum un an de zile să înceapă investiția. În situația în care nu respectă termenul, guvernul încalcă legea. Această inițiativă legislativă poate fi amendată în funcție de demersurile actuale ale guvernului Grindeanu în raport cu această investiție.